Tot în spirit academist, acordă o importanță deosebită detaliilor și le tratează cu maestrie. Ca artist, Aman a dat dovadă de o versatilitate excepțională din punct de vedere al tematicii abordate, dar și din punct de vedere al mediului de lucru. A pictat în ulei, în acuarelă, a fost grafician, a lăsat un număr extraordinar de mare de gravuri. În epocă, Teodor Aman avea una dintre cele mai frumoase case din București. Acolo era locul unde se adunau mari artiști și intelectuali pentru a vorbi despre artă și despre România modernă. Casa se afla pe strada Clemenței și avea o grădină de sute de metri pătrați, care însă astăzi nu mai există. Pe locul acelei grădini se află Bulevardul Maghiarului. Teodor Aman a fost unul dintre artiștii care au contribuit cu adevărat la realizarea României moderne în secolul XIX. A susținut adaptarea țării la valorile occidentale și emanciparea artiștilor români, pentru care a întemeiat în 1864, alături de Gheorghe Tătărescu, prima școală de bele arte din țară, la București. A fost cel mai important pictor academist român și a păstrat rigorile picturii academiste până la sfârșitul vieții. Aman s-a născut în 1831 la Câmpul Lung, într-o familie bogată de negustori. De tânăr a obținut și titlul de boier, iar averea îi va permite să-și susțină viitoarele mari realizări din carieră. Talentat, a făcut eforturi pentru a se afirma în domeniul artelor, care la vremea respectivă erau încă la rangul de meșteșuguri în România. La școală i-a avut ca profesori de desen pe Constantin Leca și Carol Wallenstein, dar după absolvirea Colegiului Sfântul Sava din București, a plecat la Paris pentru a se putea forma în marile ateliere ale pictorilor academiști. S-a format în maniera academistă, pe care o va aduce apoi înapoi în țară și o va preda timp de 25 de ani la școala sa de bele arte din capitală. Teodor Aman a realizat în tradiția academistă portrete, pictură istorică, scene din viața cotidiană de la oraș sau de la sat și scene de interior. Lucrarea Scenă de bal este reprezentativă pentru arta lui Aman. Este o lucrare de mici dimensiuni, lucrată în acuarelă și guașă, și surprinde societatea burgheză nou formată a Bucureștiului. Tot în spirit academist, Teodor Aman acordă o importanță deosebită detaliilor și le tratează cu maestrie, de la îmbrăcămintea somptoasă a doamnelor de epocă și până la strălucirea candelabrelor în lumina de interior. Unul dintre subiectele preferate abordate de Aman a fost natura statică cu liliac. Acest subiect a fost reluat de nenumărate ori de către artist și de fiecare dată a avut grijă să introducă un element de uz zilnic de regulă feminin pentru a accentua delicatețea florilor de liliac. Una dintre cele mai importante naturi statice a fost adjudecată la București în anul 2018 pentru suma de 140.000 de euro. Academist prin excelență, Aman s-a stins din viață în 1891, an în care erau expuse pentru prima dată la Paris tablouri ce vor sta la baza cubismului. Casa lui s-a transformat în muzeu, așa cum și-a dorit la finalul vieții, iar academia pe care a fondat-o, Școala de Bele Arte de la București, a continuat să pregătească toți viitorii mari artiști români ai secolului 20.